astăzi vorbim despre cum turnăm băuturile în pahare. Trebuie să știți că gazda este cea care toarnă vin musafirilor ținând sticla de partea mai bombată, cu mâna dreaptă, cu brațul întins și cu eticheta la vedere. Nu se ridică paharele de pe masă și nu se umplu până sus, ci pe 3/4. Trebuie să ținem minte că nu se toarnă în pahar dacă acesta nu a fost golit. Dacă vinul obișnuit se toarnă de la o distanță de aproximativ 15 cm, vinurile roșii și cele vechi prețioase se toarnă încetişor aproape de pahar. Singurele pahare care se ridică atunci când se toarnă sunt cupele de șampanie. Tot cu ele toastăm la începutul sau la sfârșitul mesei, dar putem toasta și cu primul pahar de vin. Paharele de vin se ridică în dreptul bărbiei, dar după ce se spun urările de cuvință, nu se mai ciocnesc. Cupele de șampanie însă se vor ciocni. După toast, se bea obligatoriu din pahar sau din cupă. Dacă în paharele de whisky se toarnă foarte puțin, urmând ca invitatul să-și adauge dacă dorește cuburi de gheață sau sifon, există obiceiul ca paharelele de țuică să fie umplute până la un milimetru de margine, ba chiar mai mult, ceea ce curge fiind considerată o ofrandă adusă morților. În ceea ce privește paharele de bere, pe acestea le ținem ușor înclinate când turnăm. Tot secretul este ca lichidul să curgă pe peretele paharului, pentru că astfel nu se va forma o spumă exagerată. Cu excepția apei cu care ne servim singuri după voie, băuturile, tării și vinuri sunt servite de bărbați, stăpânul casei de obicei, un oaspete amabil sau un chelner. Doamnele trebuie să se abțină de la a-și turna singure și mai ales de la tentativa de a ajunge la o sticlă așezată departe de ele. Foarte important este să ținem minte că nu se amestecă niciodată vinul cu apa. Ambele sunt băuturi prețioase. Ele sunt puse în valoare când le bem separat. La noi însă există acel obicei de a bea șpriț. Cu toate acestea, vă recomandăm să faceți acest lucru doar în familie.